Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș reamintește tuturor angajatorilor că, potrivit prevederilor legale în vigoare, au obligația de a comunica toate lucrurile de muncă vacante în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, angajatorii au obligația să comunice și ocuparea locurilor de o muncă vacante care au fost declarate la AGFM Călăraș în termen de o zi de la data ocupării acestora în condițiile legii. Locurile de muncă vacante sunt, potrivit prevederilor legale, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou create. Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizație de șomaj au obligația de a anunța în termen de trei zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 3.000 de lei la 10.000 de lei.